bărbatul și femeia sunt la fel de importanți, au valoare egală în fața lui Dumnezeu. Nu există în Scriptură un verset care să menționeze că bărbatul ar fi superior femeii. Înaintea lui Dumnezeu, amândoi, atât bărbatul cât și femeia, au aceeași valoare. Hristos a plătit același preț pentru mântuirea fie a bărbatului cât și a femeii. Suntem egali în fața lui Dumnezeu. Totuși însă, în cadrul familiei, Dumnezeu a îngăduit ca bărbatul și femeia să aibă roluri diferite. Dacă nu înțelegem de la început acest aspect al diferenței în ce privește rolurile celor doi în familie, familia poate să se ruineze. Dumnezeu a îngăduit niște legi, niște porunci pe care dacă noi le respectăm, vom avea sorți de izbândă. Așa că astăzi așa să vorbesc despre rolul bărbatului. Care este rolul bărbatului? În Scriptură, în Efeseni, capitolul 5, versetele 21-33, se spune foarte clar, bărbatul este capul soției, după cum Hristos este capul bisericii. O asemănare între Hristos ca și cap al bisericii, respectiv bărbat ca și cap al soției sau al familiei lui. De aceea trebuie să învățăm de la Hristos ce înseamnă să fii cap. Dacă Hristos a câștigat acest drept și rol de cap al bisericii, folosind anumite lucruri pentru aceasta, ar trebui să luăm modelul lui ca bărbat, să învățăm cum am putea să devenim noi cap al familiei noastre și să căpătăm respectul soției noastre pentru această calitate. Așa că, în Scriptură, dacă vom vedea, acest concept de cap se referă la câteva aspecte practice. În primul rând, cap înseamnă să ai autoritate. Conceptul de cap se referă la autoritate. Dar ce înseamnă autoritatea? Autoritatea este puterea de a acționa în numele unei persoane superioare. Nu ai autoritate în sine. Autoritatea ți-a fost delegată. Ai dreptul să acționezi în numele unei persoane superioare care ți-a dat această autoritate. Hristos, de altfel, făcea la fel. Pe pământ, el spunea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Hristos recunoștea această dependență de Tatăl Său, care a dat această autoritate. Prin urmare, și noi bărbații trebuie să recunoaștem că autoritatea nu este a noastră, ci este a celui ce ne-a dat-o și că nu avem voie să abuzăm de autoritate. Asta a vis celor care înțeleg că trebuie bărbatul să își impună propriul punct de vedere și chiar dacă nu reușește chiar să își pedepsească soția în fel și chip sau chiar să abuzeze de ea fizic. Este antibiblic, e împotriva voii Dumnezeu. Hristos n-a abuzat niciodată de autoritatea lui. El spunea doar ce auzea pe Tatăl Său spunând, făcea doar ce îi spunea Tatăl Său să facă. Prin urmare și noi ca soți trebuie să acționăm numai conform autorității delegate de Dumnezeu. De ce? Pentru că, în al doilea rând, nu se referă doar la autoritate, ci și la responsabilitate. Nu poți să spui că ai autoritate dacă n-ai responsabilitate. De altfel, responsabilitatea este direct proporțională cu autoritatea care ne-a fost investită. Ce înseamnă aceasta? Când ești responsabil, înseamnă că trebuie să dai socoteală în fața persoanei care ți-a dat acea autoritate. Dacă, spre exemplu, ești angajat la o firmă și patronul tău îți spune, du-te și fă lucrul acesta, adică te împuternicește, îți dă o autoritate. Și dacă tu faci altceva decât ți-a spus patronul tău, nu vei da socoteală în fața patronului? Poate chiar îți vei pierde munca. Tot așa, dacă Dumnezeu a dat bărbatului această autoritate delegată, fiți siguri că Dumnezeu va trage la socoteală pe bărbați de felul în care exercită această autoritate. Cu responsabilitate sau în mod irresponsabil. Din nou, Hristos, vedem că el a pășit exact așa pe urmele acestea trăsate de Dumnezeu Scriptură. Iată, spre exemplu, în Ioan, capitolul 17, de la 6 la 8, vedem cum Hristos dă socoteală în fața lui Dumnezeu de autoritatea cu care a fost investit. Și el spune acolo că am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-a dat în lume. Hristos recunoaște că i s-a dat o slujbă pe care a dus-o la bun sfârșit, urmând întru totul cuvintele Tatălui Său, Iisus Hristos. În așa fel încât biserica a priceput și ucenicii au priceput că Hristos vine de la Dumnezeu. Urmând acest pasaj frumos din Ioan, capitolul 17, de la 6 la 8, și bărbații ar trebui să se vadă în oglindă. Și ar trebui să spună într-o zi, în ziua judecății, când vom da socoteală de această autoritate, precum Hristos, ceva de genul. Doamne Hristoase, am făcut cunoscut numele Tău soție pe care mi-ai dat-o în lume. A ta era, în așa fel am predicat Evanghelia și m-am purtat în fața ei, încât ea a cunoscut și a primit cuvântul Tău. Și a recunoscut că tot ce sunt eu, e un dar pentru ea și că Tu m-ai trimis în viața ei. Dacă așa ne-am purta într-un mod responsabil, atunci ne-am bucura nu doar de autoritatea care ne-a fost dată, ci și de responsabilitatea care vine cu sine și aduce cu sine și răsplătirile cerești.
Dar pentru aceasta, bineînțeles că trebuie să mai învățăm că acest concept de cap se referă și la slujire. Nu poți să spui că ești autoritate responsabilă fără a sluji. Păi dacă ești patron de acum, ai autoritatea maximă, nu, în firma ta, ești și responsabil pentru că e firma ta. Dar dacă tu vezi că firma merge în apoda și nu faci nimica, înseamnă că nu ai înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii șef de firmă sau patron. Patronul, de altfel, se simte cel mai obligat să intervină atunci când ceva nu merge bine. Tot așa și bărbatul, având această autoritate de la Dumnezeu, responsabilă, trebuie să fie obligat ca în momentul în care ceva nu merge bine, el însuși să intervină. Nu prin a porunci soției, fă aia și fă cealaltă, pentru că Hristos n-a făcut așa. Dacă vă aduceți aminte, în Scriptură spune în Matei 20, de la 26 la 28, că oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și spune despre sine că fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească, să-și dea ca viața ca răscumpărare pentru mulți. Prin urmare, și bărbații trebuie să învețe de la Hristos ce înseamnă să fie autoritate slujitoare. Dacă vrei să fii cap în familie, trebuie să fii slujitorul soției tale. Până la sacrificiu. Hristos spune că și-a dat viața pentru biserică. A ajuns să fie răstignit, batjocorit, chiar ucis. Dar în final, Hristos a câștigat dreptul de cap al bisericii. Bărbații trebuie să învețe că trebuie să fie slujitori în casa lor. În momentul în care învață să slujească soției lor, copiilor lor, prin exemplu personal, nu doar prin porunci date de sus, bărbații vor câștiga respectul și supunerea soției lor, pentru că orice bărbat vrea să aibă o soție supusă și ascultătoare și care să respecte. Dar supunerea aceasta se câștigă cu dragoste, dragoste jertfitoare, dragoste slujitoare, dragoste responsabilă, având ca suport această autoritate delegată de Dumnezeu. Rolul soțului ca și cap este să dea o direcție spirituală familiei, să se asigure că familia pășește pe urmele lui Hristos, mergând el însuși în capul turmei familiei sale. El trebuie să înțeleagă modelul lui Hristos ca să poată să-l imite. Și apoi trebuie să nu uite că această autoritate nu se impune, ci se câștigă prin slujire și jertfire de sine. Vorbind acum despre rolul soției, găsim pasaje biblice despre rolul soției și multe spun că ea este dată ca ajutor potrivit pentru bărbatul ei. În Geneza 2, de la 15 până la 24, ni se spune că a văzut Dumnezeu că nu e bine ca omul să fie singur și a făcut un ajutor potrivit. În 1 Corinteni, capitolul 11, un întreg pasaj vorbește despre relația aceasta între soț-soție. Soția trebuie să se supună soțului său pentru că el este capul ei. Oricât de mult și-ar dori un bărbat lucrul acesta, nu întotdeauna are o astfel de soție. Din diverse motive. Uneori soțiile au repulse față de acest cuvânt supunere, pentru că a fost poate exagerat și înțeles greșit. Și multe soții înțeleg că a fi supusă înseamnă să fie un fel de sclavă bărbatului. O femeie care face tot ce spune bărbatul ei fără să gândească, fără să riposteze. Pur și simplu un fel de legumă în casă care funcționează la comandă. Supunerea scripturală nu se referă la a asculta ca un rob de stăpânul său, în calitate de sclav, ci înseamnă altceva. Supunerea este conceptul biblic care înseamnă să te supui de bunăvoie. Așa cum biserica se supune de bunăvoie lui Hristos, tot așa o soție creștină va înțelege să se supună de bunăvoie bărbatului ei. Pentru că înțelege că numai supunându-se ca ajutor potrivit, împreună vor zidi casa. De altfel, noi nu suntem două entități separate în familie, noi am devenit un singur trup. Atunci când noi luptăm unul împotriva celuilalt, e ca și cum ne-am dat singur palme. Trebuie să gândim că suntem o armată care funcționează după niște reguli. Chiar dacă sunt egal ca valoare într-o armată, totuși funcțiile diferă, pentru că în ordinea funcțiilor sau trăim pe baza acestor funcții diferite, armata poate să câștige. Ce-ar fi dacă fiecare soldat își face de cap într-o armată? Dacă însă el ascultă de capitan, de comandant, armata are sorți de izbândă. Tot așa. În familie noi avem roluri diferite, chiar dacă avem valoare egală. Însă Dumnezeu a vrut și a îngăduit ca bărbatul să fie cap, să fie capitanul de echipă. Când împreună lucrează ca o armată, ca o echipă, familia are sorți de izbândă. Însă când se subminează reciproc, când soțul își batjocorește soția și o reduce la o simplă sclavă, când soția subminează autoritatea soțului, amândoi pierd, pentru că numai împreună pot câștiga. Ajutor potrivit în Biblie nu înseamnă să fii inferior, ci cuvântul acesta biblic, ajutor potrivit, cuvântul ebraic ezer, deseori era folosit în dreptul lui Dumnezeu ca ajutor potrivit pentru Israel. Iar clar că pentru Israel nu era vorba că el e superior lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ca ajutor este superior
Israelului. De aceea, cuvântul ajutor potrivit nu înseamnă că este inferior bărbatului, ci este cel puțin egal cu al bărbatului, doar că este pe o altă ramură. Femeia trebuie să-și ajute bărbatul în a-și exercita slujba lui de cap. Și multe femei credincioase recunosc, domnule, așa scrie în Biblie, recunosc că el este cap. Dar nu e suficient să recunoști autoritatea soțului tău, cel puțin teoretic. Trebuie să-și accepți. Să accepți autoritatea. Dacă nu mai recunoști mental și nu accepți, nu ești destul de supusă și nu înțelegi exact care este menirea ta în familie. Trebuie să o accepți, chiar dacă nu-ți convine. Chiar dacă ai impresia că ai dreptate ca soție, trebuie să accepți această recunoaștere a soțului tău că el este cap al familiei tale. Și apoi să și respecti autoritatea. Vor fi momente dificile când poate că și chiar pe bună dreptate o soție are dreptate în această situație unică, spre exemplu. Ea știe în sinea ei că are dreptate și că are argumente mai solide decât soțul ei în acea chestiune. Dar dacă are un soț încăpățânat care nu vrea să cedeze nici de cum, o soție înțeleaptă va respecta și va accepta hotărârea soțului ei cu riscul de a greși. Când un soț va avea parte de acest fel de tratament, de respect în ciuda deciziei lui greșite, un soț va recunoaște în sinea lui că a greșit și data viitoare va ține cont de sfatul soției sale, pentru că în sinea lui știe că a avut dreptate soția lui. Dar bineînțeles că nu trebuie dus până la abuz. Soția însă trebuie să fie permanent gata să avertizeze pe soț, să fie precum Duhul Sfânt în inima omului, ca o conștiință vie, să-l avertizeze pe bărbat, să fie acel gât care ferește capul de o lovitură din afară, de pietrele care se aruncă asupra lui, care zidește casa. O soție, prin urmare, trebuie să se supună și să-și păstreze acest nivel de supunere pe care Dumnezeu li le-a dat. Un rol extrem de important. Nu este inferior, e doar diferit. Extrem de important. Când o femeie rămâne sub autoritatea bărbatului ei, ea de altfel se supune lui Hristos. Cu excepția faptului când bărbatul iese de sub autoritate și încearcă să tragă femeia după el, atunci femeia se poate opune acestei ascultări. Să zică soția, mă supun ție, soțule, în toate lucrurile care plac lui Dumnezeu. În momentul în care un soț abuzează de această autoritate, cerându-i soției să facă ceea ce nu ar trebui să facă și ar fi împotriva voii lui Dumnezeu, o soție trebuie să spună, deasupra ta este un general. E fi tu capitan, dar e generalul suprem, Dumnezeu, de care trebuie să ascult. Aceasta este singura excepție când bărbatul propune soției să facă ceva contra voii lui Dumnezeu. Dar în celelalte aspecte, când bărbatul spune ceva ce nu e contra voii lui Dumnezeu, o soție înțeleaptă va trebui să învețe să se supună. Pentru că trebuie să înveți ea, în concluzie, ca soție, ea este un coechipier al bărbatului în lupta spirituală. Ea trebuie să-și susțină soțul, să-și acopere soțul, vorbind de un termen militar, să-i acopere spatele, să-l păzească, să-l ajute să-și păstreze această autoritate divină, să-și trăiască această menire de cap. Și apoi o soție înțeleaptă trebuie să-și păstreze nivelul de autoritate pentru care a fost creată, și anume de supunere față de soț. Să nu încerce să submineze autoritatea soțului ei. În felul acesta, dacă vom înțelege rolurile ca soț și ca soție, vom împlini cuvântul lui Dumnezeu și vom beneficia de toate rezultatele pozitive și de binecuvântările lui Dumnezeu în familie, pentru că împreună vom birui.